Bun găsit la Vocea Filmelor. Știu, e foarte cald, dar în sele de cinema de fiecare dată spun e rece și uneori e chiar foarte rece, așa că luați-vă un șal. Știu, pare ciudat, dar se întâmplă și eventual dacă te mai prinde și o ploaie așa, care, cum spunea tatăl meu, trece repede până la piele, adică te udă lor, ca așa când se intri și tu la IMAX la Timișoara, ca să mai vezi o dată Oppenheimer, care și așa are 3 ore și un pic, nu le simți cele 3 ore, recunosc că foarte cinstit, dar cu hainele ude, hazine, deci e destul de complicat, dar au un IMAX senzațional acolo și știu, rămâne în continuare invidia celor de la Cluj și de la Iași care încă n-au IMAX, pentru că, într-adevăr, înainte să înceapă filmul, am văzut și o prezentare a regizorului care ne explică cum a filmat el pe camere speciale. Eu știam așa, în principiu, de la Daniel că așa s-a întâmplat, dar aici dă toate detaliile, adică nu așa ca pe vremuri, știi, făceai un film pentru televiziune, ca de exemplu Spielberg, da, cu Duelul, care azi la noi Duel pe autostradă, și după aia se gonfla, se chema atunci, adică se putea duce și pe marile ecrane. E, acum nu e așa că îl faci obișnuit sau îl faci în 3D și după aia îl faci să meargă și la IMAX. Nu, îl faci din start pe IMAX. Deci e cu totul și cu totul altceva. E impresionant, sunetul e formidabil și el. Iar povestea trebuie, părerea mea, și văd că nu numai a mea, mai descoperit disva, care spun același lucru, deși sunt niște domne, adică știți cum e, că e un film pentru bărbați, recunosc foarte cine, și ei spuneau că trebuie văzut de două ori, pentru că sunt foarte multe date și chiar și pentru cei care au fost buni la fizică și matematică, deși am aflat cu ocazia asta că la Einstein nu-i plăcea matematica, m-a distrat teribil povestea asta și vroia numai fizică. Știm, Oppenheimer-ul, deci a ieșit deodată cu Barbie, s-a făcut și o combinație între cele două nume, n-am mai văzut de mult așa ceva, nici nu știau prea bine încotro să ducă, dar aflu că aproape că nu mai se găsește nimic roz pe nicăieri, mai ales pentru adolescente, gata, de la papuci, la fundițe, la, mă rog, rujuri încă nu cred, sau nu știu, poate nu știu destul de informată. Dar a fost un foarte mare curaj să iasă. Eu cred că au ieșit repede, că în vedere greva bine cunoscută de la Los Angeles, au zis, dom'le, ia să ieșim noi repede cu ăsta până când ni-l opresc, pentru că pe covorul roșu știți că o parte au refuzat să mai iasă, mai ales de la Oppenheimer. Dar cel mai nostim este că la Ladies Night, normal, așa, deși puteau să vină și domnișori la Barbie, se dădea câte o ojă, mă rog, în principiu complicată, de asta albastră, bizară, nu știu ce, și o ciocolată, da, de așa era cu cocos, în sfârșit trecem peste, dar oja se chema tot Opi, deci, mă rog, se scrie altfel decât Opi, prescurtarea de la Oppenheimer, dar mi s-a părut o coincidență foarte nostimă, apropo de sincronicitățile lui Jung, așa că avem de toate, știu, o să mergeți să le vedeți, am constatat și eu cozile, dar mă bucur enorm. Și încă ceva. După ce am ajuns și am luat biletele pentru Oppenheimer-ul de la Timișoara, ni s-a dat și un tichet separat pe care trebuia să răzuim ceva. Cum deja se stătea la coadă, evident, pentru fanii popcorn, așa, număr pentru ei, între timp scosese o înghețată minunată, dar, din păcate, și n-a era cocos, asta e ce să-i faci, nimeni nu-i perfect. Am răzuit, am zis, poate e ceva de când colo, ce credeți că era? Absolut toate erau câștigătoare, ceea ce eu am zis în start, eu precis nu câștig nimic pentru că nu se prea întâmplă. Erau toate câștigătoare și era așa, vă cumpărați un bilet la Cinema City și al doilea este pe gratis, nu? Deci nu degeaba am făcut reclama aia că aveți un milion de premii, deci deja m-am liniștit, știți că mă sperie ideea asta să fac, că să dau așa vreo știre care să nu fie verificată din trei surse. Uite, una dintre surse am verificat-o chiar personal, deci puteți să mergeți chiar mai des decât vă așteptați și chiar am mai vorbit după aia cu câțiva prieteni care și ei deja primiseră un bilet câștigător, ceea ce mi se pare foarte frumos pentru vara asta, o să stăm mult în cinema, că oricum este una peste alta mai puțin costisitor decât înțeleg că poți o umbrelă la mare și chiar și o supă, nu știu dacă neapărat de pește. Bun. Între timp, o să mai am la sfârșit o recomandare de un film care cred că o să vă intereseze, dar până una alta,
În astă seară, dacă vă uitați chiar acum duminică, la Feldioara închem festivalul Filme Dar, adică un dar frumos pentru cei de la Feldioara în cetate, și ultimul i-a fost chiar alegerea Georgianei, Regatul Cerului, al lui Ridley Scott din 2005. Cu Liam Neeson, apropo, ați văzut că vine iar un film cu Liam Neeson, cineva spunea iar e o continuare, iar e o bombă, el e mașină cu doi copii, stă să explodeze, nu, înțeleg că e de la, o luăm de la capăt, așa, dar sub altă formă, cu Orlando Bloom, cu Eva Green, care știți că e o actriță care a apărut și în James Bond, dar care e un personaj cu totul aparte, a apărut și la Bertolucci și care este fata lui Marlene Jobert și face o carieră de sine stătătoare și a luat și alt nume ca să nu mai zică lumea, a, păi e fata ei, da, a prins un rol, știți cum e povestea asta, este general valabile invidia și comentariul răuvoitor, dar chiar e o actriță foarte bună. Cu Jeremy Irons al nostru, așa, pentru că tocmai ce am văzut de câteva ori anul ăsta, fiind 100 de ani de la nașterea lui Zeffirelli, am văzut din nou Calas Forever, știm că a filmat în România și că i-a și plăcut aici. Și cu Edward Norton, așa că, și cu Brendan Gleeson, da, nu, irlandezul nostru, așa, ca să fie acord cu despărțirea de ambasadorul Marii Britanii, dar eu cred, nu, al Irlandei, Doamne, vezi, știți ce se cheamă ăsta? Un gest ratat, așa zice Freud, pentru că probabil sunt pe acolo, deși știți că irlandeza e altă limbă și dacă am ști eu noi pe asta, cred că deja am putea să ne dăm foarte mari, dar cum filmele ne sunt la fel de dragi și unii și alții, cred că iubesc cinema în egală măsură și cum trebuie să recunosc că și excelența sa ambasadorul Marii Britanii și încheie și domnia sa misiunea aici, deci nu știu până la ce punct a fost un gest ratat sau mai puțin ratat, dar oricum pentru noi să fie complicat. Da, dar să nu uităm. 3 ani ne-a fost foarte bine și cinematografic vorbind și nu numai, dar și în cazul ambasadorului Marii Britanii am fost și la Biserica Anglicană, am ascultat concerte de muzică clasică, l-am văzut dirijând, deci a fost o încântare, iar în cazul Irlandei, știm bine, au fost spectacolele de dans irlandez, așa că nu ne putem plânge că n-am avut și muzică în toată această perioadă. Deci este și cu Brendan Gleeson, care ne foarte drag. Și deci Regatul Cerului vine acolo unde o să fim foarte aproape de stele, o să fim chiar sub stele, sper să nu plouă, nu, da, nu plouă, sigur nu plouă, așa, și să vedem pe zidul cetății, nu? Așa, istoric de la un cap la altul, știți, cu mantie, cu tot ce ne trebuie, acolo am fost prima dată făcuți cavaleri cu toții. Apoi, nici nu se termină bine Feldioara film, dar și începe film în sat și la sat. Și cred că programul e foarte vast. Vedeți că am editat mai și frumos scos așa de Toma Cuzin, de Cuzin Toma. Și pe lângă filme, să știți că există și ateliere pentru copii, există și momente de artă, pentru că există și o cuzină, nu? Cuzina. Și cuzina, care e de altfel și mama copiilor lui Cuzin, este pictoriță și precis că o știți din filmul lui Corneliu Porumboiu, Comoara. Prin urmare, o luăm din 1 august, prima zi de post, dar nu e post și la filme, ceea ce e foarte bine. La prima zi de post începem cu o conferință de presă. Așa. După care, gala de deschidere a 7 seara, cu discuții cu actori din Ramon. Ultima dată de văzut Ramon pe marele ecran, cum vă spuneam, l-am prins așa, la mustață, pentru că de-a doua zi intră la Netflix. Da. Una e să-l vedem încă așa cum a fost el, cum a fost el conceput. O să fie și Jesus de Cero, adică regizorul, și Elvira Deatcu și, cu puțin noroc, chiar și Andreea Vasile, care are un rol cât se poate de dulce în acest film Ramon, care e plin de umor și cred că e foarte potrivit pentru unde mergem noi acum.
Și la sat, și în general în sate, o să mai mergem și în altă parte, nu numai la Peștișan, dar aici este satul lui de suflet, nu-i așa? Și al lui și al lui Brâncuș, nu? Vine și expoziția de la toamnă la Timișoara, nu? Normal, totul este absolut racord. Păi, Brâncuș așa și Chagall la Cannes, nu? Sat cu sat. Revenim. Deci, Ramon, e clar, o să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Pregătiți-vă și încercați să fiți acolo. E un loc minunat, credeți-mă. Și proiecția se face dintr-un tractor pe care e instalat aparatul. Avem ecran mare, avem de toate, tot ce ne trebuie. Apoi, din 2 august, încep atelierele pentru copii. Ana și Cristina, cuzina, cum spuneam, și o expoziție tip instalații. N-aș putea să vă spun mai mult decât atât, o să vedem, plus un teatru, un ATC se pare că o să vină. Ce zice? A, știți că există și o insulă, un ATC? N-am cum să o descoper, dar acolo au prezentat în avantpremieră un film. Da, aflu eu și vă dau detalii despre asta. Ești la 2 pași, un ATC-ul are sediu pe lângă mine. Nu e nicio apă pe acolo și nici inundații n-au fost, nu? Am vedere că... Mă rog, a mai plouat așa din când în când, s-a mai doborât câte un copac, am văzut în față la televiziune, chiar cu stâlp cu tot, dar televiziunea inițială aia de pe Dorobanți. Apoi, o selecție de scurtmetraje pe care le-am ales în mod special. Apoi, seara, Ghinionistul! Se pare că vine Gheorghe Visu. Cu puțin noroc și Radu Gabriel. Mai puțin, ca de fiecare dată, actorul principal, care n-a ajuns nici la fel de ora, pentru că, într-adevăr, repetă, vedeți, așa spunem adevărul și ne dăm seama că spunem adevărul, de vreme ce n-a ajuns nici acolo, de aia. Și la fel de ora, însă, a ajuns Diana Dumitrescu, nu? Și chiar și la... M-am bucurat mult că la Cireșari ar fi putut să vină chiar o nepoată a lui Petri Geraru, a regizorului, despre care se face un film acum și pe care o cheamă Runa. Frumos, păi da. E, sigur, ar fi putut să vină și Alex Rotaru de un pic la Los Angeles, dar poate unde e în grevă vine, nu știu, știu eu. Ne mai gândim. Ne întoarcem la sat. Din nou ateliere pentru copii și joi, pe 3 august, după care, seara, avem la 8 spectacolul lui Horatiu Mălele, Sunt un orb, și de adevăratele, că vine acolo, da? Nu așa. Și dacă Sunt un orb, ca să fie racord, imediat după vom vedea și Nunta mută. Horatiu o să ne răspundă la niște întrebări și cu siguranță că vom păstra un moment de reculegere pentru că de curând s-a stins cel care a scris scenariul și a scris inițial și cartea și a aflat povestea, respectiv Adrian Lustig. Ne pare tare rău. Dar ne-a lăsat în urmă câteva filme pe care nu o să le uităm niciodată și a devenit nemuritor. Apoi, vineri 4 august, iar ateliere pentru copii și seara filmul Boss, înainte un recital artistic de la conservator. Vedeți, nu mi-au dat foarte multe detalii, că au vrut să păstreze surprizele și pentru mine. Dar se pare că vine Laurențiu Bănescu, ceea ce mă bucură foarte tare, și Ioana Bugarin, Sergiu Costache și Mimi Brănescu, chiar și Mimi Brănescu. Da, mi-amintesc. Am și o fotografie cu el când a fost premiat din nou la Ambasada Irlandei de alt ambasador pentru un text al lui absolut minunat. Apoi, anul următor, a fost premiat pe Ca Ștefan, deci întotdeauna au avut povestea asta cu piesele de teatru. A s-a făcut o mică pauză, așa cât a fost pandemia, dar cred că o să avem grijă să existe o continuitate chiar și cu fereastră, cum se cheamă pe vreme. Am o fereastră. Ce n-am ore la rând, am și o fereastră. Apoi, un vernisaj de unei expoziții de arte vizuale pe 5 august și din nou niște filme de la un ATC.
Iar seara, proiecție Carbon, cu regizor, producător, actor, veniți din Basarabia, special din Republica Moldova. Este filmul care a luat premiul publicului la TIFF, are mult umor, exact pe genul, dacă vreți, a lui Igor Kobilanski, dar are ceva și din Nuntă în Basarabia, un film care mie îmi face plăcere de fiecare dată și am văzut acum că la televizor s-au făcut o reclamă în care chiar apare Tache Florescu, care spune și vorbim românește, nu? Cred că e o aluzie așa ușoară la Cine Maraton, da? Eu cred că e foarte bine, după care un DJ party normal. Și vine și ziua de duminică, avem o piesă de teatru, evident, tot de la Teatru Mic așa anul trecut, dar alta decât anul trecut, se cheamă Doamne Ferește, e scrisă de Lia Bugnar și e cu Marin Grigore, care sper să vină din nou cu Andreea Grămoșteanu și mai ales cu puștiul lor, care anul trecut se făcea așa un fel de sărmăluță pe covorul roșu, se rostogolea acolo și îi plăcea la nebunie, și pe care îl cheamă Amza ca pe Amza Pelea, cu Lili Pană, dar și cu Irina Rădulescu, fata lui Dem Rădulescu, draga noastră Irina Rădulescu și Adriana Eșchiopu, Oana Pușcatu și Lia Bugnar. Firește, tocmai ce a fost ei, știți, de Sfântul Ilie, clar, nu-i așa? După care sunt premiați voluntarii, ceea ce mi se pare foarte elegant de fiecare dată, și o tulim spre București, pentru că acuș acuș, după aceea, imediat începe ediția a 14-a de la SFR, seriile filmului românesc. Deja aproape totul este pregătit, este dedicat Torii Vasilescu, în prima seară va fi un concert Corina Chiriac. Deja să știți că puteți să vă rezervați bilete, cumpărați bilete, sunt deja trecute acolo, s-a ocupat de asta Andrei Georgia, deci Iașu vă așteaptă în diverse locații, cum se cheamă mai nou, mă amuză teribil când le spune locații, dar asta e. Și vă mai fac o recomandare pentru filme în oraș, Falcon Lake se numește, este a lui Charlotte Le Bon. Charlotte Le Bon este o actriță canadiană care a fost întâi model, pe care probabil că ați descoperit-o în filmul despre Yves Saint Laurent. Era extrem de frumoasă, nu că n-ar mai fi frumoasă acum, doar că a trecut în spatele camerei. Și care cu filmul ei a fost prezent anul trecut și la Kenzen de realizatori, care știți că se cheamă întâi, între timp Kenzen de cineast, ca să fim politically corect până la capăt. Are 37 de ani, filmul Falcon Lake a ajuns inclusiv la Toronto, l-am văzut în Belgia la Namur. Ea de-a lungul timpului a fost și prezentatoare de televiziune, chiar au luat-o pe Canal Plus, deci în Franța, și a fost Miss Meteo, vedeți așa un anglicism acolo, o frangleză care din când în când se mai permite. Iar pentru rolul din Yves Saint Laurent a fost și nominalizată la premiile Cezar. A mai luat un premiu pentru debut de data aceasta ca regizoare la Vancouver. Așa că eu zic să nu ratați, o poveste despre iubire, o poveste de adolescență și ceva fantome. E o poveste de văzut. Deci Falcon Lake. E, și cam asta se întâmplă în săptămâna care urmează, e suficient de intensă, trebuie să recunoaștem. Și apropo de politically correctness, nu pot să ratez bancul pe care l-a făcut inclusiv Malkovich în deschiderea spectacolului lui cu Comedia Infernală, da, sigur, este un infern, deși e un rai să te poți întâlni cu el, pentru că e de o inteligență sclipitoare și place să povestească. S-a luat prins noi într-un moment bun, a avut, a fost noroc cu Adi Housewater și a Teatrului Național din Timișoara, pentru că el tocmai spunea la începutul spectacolului că iar s-au făcut niște discriminări, adică ce înseamnă asta? Adică să nu-i lași în aceeași parcare și pe aia cu mașini și pe aia cu biciclete? Dați seama cum e la Marea cu decapotabile de ultimul tip, cu mile și mile de
euro și normal că dacă vezi vreo bicicletă, ca să nu mai zicem de trotinetele alea pe care mărturisesc că în continuare mi se pare cea mai mare amenințare cu putință, chiar mai mare decât dacă te calcă o mașină. Când eram elev de școală, ziceam, măcar dacă mă calcă, să mă calce o mașină cu CD, adică cu corpul diplomatic. Mi s-a îndeplinit, dar n-a fost chiar de CD, a fost de TC, deci de corp tehnic, dar tot de la o ambasadă, dar eu zic să nu vă doriți niciodată să vă calce o tricicletă de asta care, trotinetă, știu că e ce trotinetă în Franța, le-au mai interzis că au avut atâtea momente, da, știu. Asta e, așa se duce mâncarea din punctul A în punctul B, cu condiția să ai în telefon, că altfel nu mănânci nimic dacă n-ai nu știu ce părere. Deci dacă nu știi cum funcționează toate detaliile astea tehnice, sigur rămâi nemâncat. Dar, filme pe pâine oricând. Așa încât sper să ne vedem. Poate la Feldioara, e minunat, credeți-mă, de atâția ani, așa, mă simt ca acasă și de-abia aștept. Sau, de ce nu, la Peștișani. Ce ziceți?